Suntem cunoscuți mai dinainte, a luat decizii, a fost hotărât, predestinați mai dinainte, suntem chemați, suntem justificați și apoi glorificați. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Oamenii care sunt în planul lui Dumnezeu, oamenii cu care Dumnezeu a început să lucreze, sunt cei mai fericiți, sunt oamenii cei mai binecuvântați, oamenii care se bucură de cea mai mare siguranță. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Această învățătură Apostolul Pavel o explică prin 5 întrebări retorice. Este foarte clar că Apostolul Pavel a decis să ne determine să recunoaștem că în mod logic noi suntem oameni binecuvântați. În mod logic noi beneficiem de cele mai mari favoruri din partea lui Dumnezeu. Și nu mai avem de ce să ne plângem. Iisus a plâns, Iisus a suferit, Iisus a murit și a înviat pentru ca tu și cu mine, oamenii care cred în El, să nu mai aibă motive de a se plânge. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Veniți să sărbătorim sărbătoarea suferințelor, a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos, înțelegând produsele acestei opere divine de care noi beneficiem ca și oameni în lumea aceasta. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta și lăudat să fie numele Său. Apostolul Pavel, așa după cum am spus, ne provoacă să tragem noi concluziile, ne provoacă să recunoaștem noi realitatea punându-ne 5 întrebări retorice. Prima întrebare: de ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Apostolul Pavel ne spune: voi vă plângeți că aveți de înfruntat opoziție? Voi, oamenii care credeți în Hristos, oamenii care ați intrat în lucrarea lui Dumnezeu, oamenii de care se ocupă Dumnezeu ca să-i strămute în glorie, oameni ca voi care sunt în procesul de pregătire pentru glorie, aveți motive să vă plângeți că vă confruntați cu opoziție, cu ostilități, cu dușmănie în viața voastră, în lumea voastră? Și întrebarea retorică sună așa de clar: dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Bună întrebarea! Oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos îl au împotriva pe Dumnezeu. Cel mai puternic, cel mai omniprezent, cel mai prezent pretutindeni, cel veșnic care nu trece, care nu moare, de care nu poți să scapi, este Dumnezeu. Oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu îl au împotrivă pe Dumnezeu. Poți să fii prietenă cu toți vecinii, cu toți cetățenii, cu toată lumea, poți să fii prietenă cu toți cei ce au existat în lumea aceasta, există sau vor exista. Dacă l-ai pe Dumnezeu împotrivă, ești un om pierdut. Sfânta Scriptură este evidentă că mânia lui Dumnezeu se descopere, judecata lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu se descopere împotriva celor ce nu s-au împăcat cu El. Dar cel care prin Hristos, prin jertfa celui care a murit pe cruce și a dat sângele și a dat viața pentru ca noi să fim iertați de Dumnezeu, a murit și a înviat
Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul slavei, glorie lui Dumnezeu, ne-a împăcat cu Tatăl, ne-a împăcat cu Dumnezeu. Și dacă cea mai puternică, dacă cea mai autoritară, dacă cea mai omniprezentă persoană din univers, din existență, Dumnezeu, este de partea noastră, a decis să fie susținătorul nostru, a decis să fie prietenul nostru, ce mai contează dacă alții sunt împotriva noastră? Ce mai contează dacă te critică, dacă te disprețuiește cineva? Ce mai contează dacă îți spune cineva piedici, te înjosește sau te marginalizează cineva? Ce mai contează dacă cei care nu au puterea absolută sunt împotriva ta, dacă cel care are puterea absolută este de partea ta? Iată ce înseamnă mântuire. Iată ce înseamnă să ai pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia! A doua întrebare retorică. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și astăzi am auzit în mașină, la radio, s-a preluat un fragment dintr-un cunoscut magazin britanic, Economistul, în care era un raport despre cea mai săracă țară a Europei, care, din păcate, nu dă semne de schimbare a statutului. Republica Moldova. Am fost anii trecuți țară săracă și suntem și în prezent țară săracă. Săraci din multe puncte de vedere. Și poate de multe ori suntem ispitiți să credem că la ce ne ajută Biblia, la ce ne ajută rugăciunea, la ce ne ajută biserica, la ce ne ajută predicile, la ce ne ajută legăturile noastre creștine de credincioși evanghelici. Sfânta Scriptură este foarte clară. Apostolul Pavel ne întreabă, oameni buni, gândiți voi dacă este logic să vă simțiți săraci, să vă plângeți că duceți lipsă de una sau de cealaltă, dacă Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său fără plată pentru voi. Cum? Cum s-ar putea ca împreună cu El să nu vă dea celelalte lucruri, celelalte detalii, celelalte lucruri minuscule? Dacă Dumnezeu v-a dat ce a avut mai scump în cer, pe Fiul Său, dacă Dumnezeu v-a dat ce a avut mai original, ce a avut mai prețios în cer, cum nu vă va da împreună cu El și celelalte detalii și celelalte mărunțișuri? Este aceasta o veste bună? Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Fiul Său a venit în lume. Fiul Său a trăit în lume. Fiul Său a suferit. A suferit ispite ca și tine. A suferit durere ca și tine. A suferit singurătate ca și tine. A suferit orice altă suferință pe care o poate suferi un om în lumea aceasta. Și a murit pentru noi. Și dacă Dumnezeu a făcut gestul acesta, dacă Dumnezeu a luat această inițiativă de binefacere, cea mai mare binefacere, cel mai mare bine, cel mai mare ajutor oferit vreodată în lumea acesteia, oare poate cineva să admită în mod logic că Dumnezeu nu ne va da celelalte lucruri de care avem nevoie?